Membrii Mișcării Populare sunt conștienți că la alegerile din toamnă candidatul lor va lupta cu greii politicii românești, însă au încredere în șansele lui. În plus, pentru Mișcarea Populară, prezidențialele reprezintă un antrenament pentru alegerile din 2016, când se vor vota aleșii locali, județeni și parlamentari, iar partidul este hotărât să obțină un scor bun. Categoric este un partid care trebuie să crească, ale cărui structuri trebuie să se dezvolte, dar momentele electorale sunt foarte prielnice din acest punct de vedere, și sub aspectul organizării și sub aspectul motivării. În mod sigur, în anul 2016, PMP-ul va fi un partid cu un pronunțat caracter reformator și din acest punct de vedere va fi o opțiune foarte, foarte bună. Dar eu sper că și 2014 poate fi în egală măsură încurajator pentru Partidul Mișcarea Populară. Candidatul Mișcării Populare a declarat că noua alianță liberală formată din PDL și PNL nu inspiră încredere, fiind realizată pe genunchi, fără a avea încă un proiect de țară pe care să îl propună electoratului. Prezent la Galați, Cristian Diaconescu a vorbit și despre problema majorării CSU-ului, pe care o privește tot ca pe un tertip politic prin care să se atragă voturi. O măsură adoptată populist care este nesustenabilă din punct de vedere economic. Deci, cei care speră în legătură cu această măsură, mai ales clasa de mijloc, trebuie să fie cât se poate de atenți în legătură cu faptul că în acest moment nici Fondul Monetar Internațional, nici Comunitatea Oamenilor de Afaceri și nici cei care privesc obiectiv, și de aceea n-am menționat zona politică, la modalitatea în care s-a luat această măsură, nu identifică vreo bază, vreo sustenabilitate care să fie care este absolut necesară pentru adoptarea unei astfel de măsuri. Deci s-a anunțat o măsură la care probabil se va renunța după alegeri, în condițiile care limitele de deficit în mod categoric vor fi încălcate. Ori, din acest punct de vedere, repet, acest gen de șelătorie publică, pentru că de acest lucru vorbim, arată o formă de dispreț la adresa societății. Fundația Mișcarea Populară a devenit partid la începutul anului 2014, iar la alegerile europarlamentare din luna mai a obținut 6% din voturi, cu un scor mai bun decât PDL în diaspora, motiv pentru care membrii Mișcării Populare au declarat în mai multe rânduri că sunt convinși că în 2016 vor fi învingători la alegerile parlamentare, dar și la cele pentru administrațiile locale și județene.